eu sunt Laura, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, mă bucur tare, tare mult că v-ați întors. De data asta încep cu un decor diferit, dar să mă las la o parte, pentru că astăzi voi face un behind scenes, un fel de daily vlog, o combinație foarte drăguță, sper să fie foarte drăguță, pentru că sunt foarte entuziasmată pentru ce urmează să se întâmple. O să vă iau cu mine la un eveniment, la o cununie civilă și da, poate pare basic în zi cununie civilă, dar o să fie diferit. Și o să vedeți asta dacă continuați să vă uitați, așa că, ca să începem cum trebuie, hai cu un like și un subscribe, de ce nu? Și rămâneți aproape pentru că o să fie mișto. Sunt convinsă că o să fie genial, nu doar mișto. Dacă tot zic de economie civilă, am ajuns la locul magic și așteptăm să vină cuplul pentru că trebuie să începem și sunt foarte entuziasmată pentru că am niște poze pregătite chiar foarte drăguțe. Astăzi o să mă ajute Mario să filmez. Și da, să începem pe treaba pentru că o să fie foarte, foarte, foarte drăguț. I can't just not make a toast. Pentru că asta am făcut de când mă știu, adică de mic. Because he was always a motivational speaker. Vă mulțumesc și n-am crezut niciodată că o să am un copil negru. Sunt foarte emoționată chiar acum când vorbesc, pentru că sunteți foarte mulți aici pe care vă iubesc. Și vă iubesc din suflet și vă iubesc pur și inocent. Și îmi doresc la fel de mult și la fel de bine cum ne înțelegem și cum ne iubim noi, așa să fie și viața mea. Chiar dacă mirii mei sunt în față, n-am cum să nu vă arăt ce fac eu acum. Am intrat pe plajă și țineam prea mult la tot, în special la ghetele mele, și am făcut chestia asta. Eu sunt singura nebună care merge cu saci. Și da, dacă nici asta nu-i creier, ce poate fi? Era super frică cu vremea, că o să fie furtună, că o să termine lumea. Am reușit să facem niște poze super și, cum ați zis mai devreme, e cazul să-i întâlniți pe Mir, pe cuplul meu minunat. Ei sunt Franz și Thea. Bună! Am făcut niște poze super drăguțe și e cazul să o dau un pic pe engleză, că așa e frumos. And now I really want to tell my followers how you feel like after the shooting, after this whole day. You start, my husband, you start. Well, it's been a long day, but it's been wonderful. I like the shots on the boats. I like the ones and also the one from the swing here. Actually, I didn't even think of this idea. I never thought of this boat. I really like it. We really cooperated with this girl here, but you know, don't forget to give us a shout out. Yeah, and also I learned some new poses from her, so next time when I'm taking pictures, I'm not going to be doing like this anymore. I'm going to be doing like this, more like this, more straight and all. Yeah, you're gonna see with your own eyes how great this is gonna be, and we're really excited. we are I'm really happy that this is the follow up of everything, even though there are some runners in the back, but yeah. De fapt, chiar zicea că o să fie mare furtună astăzi și n-a fost deloc, ceea ce este extraordinar pentru noi. Așa că, Laura, mulțumim din suflet. Cu plăcere, chiar mă bucur că ai ieșit atât de bine și dar revin un pic pe română pentru că trebuia, n-am acum. Vlogul ăsta e bilingual, but o să las o descriere ca să fie frumos pentru toată lumea. Sper că v-a plăcut și o să las aici un mic slide cu pozele pe care le-am făcut azi.
fost și pentru azi, sper că v-a plăcut și că s-a până la final. Am încercat să-mi vin ideea asta de behind scenes cu daily vlog, acum nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar puteți să lăsați în comentarii părerea voastră. Eu sunt foarte entuziasmată de ce s-a întâmplat azi, a ieșit sincer mai bine decât mă așteptam. Și sper că v-a plăcut și vouă, sper că v-am ținut în priză. Dacă v-a plăcut ce am făcut azi, o să mai fac behind scenes, așa, stil daily vlog, pentru că a fost chiar foarte interesant, mai ales că Tea și Francis sunt și ei youtuberi și, cum am zis mai devreme, o să aveți linkul lor în descriere. Și da, dacă v-a plăcut, m-ar ajuta tare, tare mult să lăsați un like, un subscribe și să vadă și prietenii cum este la un eveniment foto și ne vedem data viitoare!